Zonele montane din județul Hunedoara sunt foarte vizitate de turiști, români și străini. Acest lucru face ca de multe ori salvamontiștii din județ să fie solicitați la intervenții pentru salvarea unor turiști care nu respectă regulile muntelui. Pentru cei de la serviciul Salvamont Hunedoara, cele mai multe intervenții în sezonul estival au fost pe creasta Parângului și în zona centrală a Retezatului, la una dintre acestea fiind nevoie chiar de un elicopter pentru extragerea unui turist. Anul acesta am avut mult de lucru în Parâng, am avut și o extragere cu elicopterul de acolo, am avut multe acțiuni în Retezat, în zona centrală, de cele mai multe ori, sau să zic în cele mai toride zile în Bucura, sunt până la 80, chiar 100 de corturi. Vă dați seama că numărul turiștilor este foarte mare. Nu mai punem la socoteală și cele care vin în Poiana Pelegi, Buta, Pietrele, Răușor și multe alte locuri în care ai voie să campezi după regulamentul parcului. Deci, afluența turistică la munte este foarte mare. Dar cam aici sunt zonele fierbinți, creasta Parângului și zona centrală a Retezatului. Dacă intervențiile din perimetrul Parcului Național Retezat sunt relativ ușoare, nu la fel se întâmplă și în exteriorul acestei zone. Astfel sunt din ce în ce mai mulți turiști, unii fără experiență de montaniard, care aleg trasee din exteriorul parcului și, ca atare, intervențiile salvamontiștilor sunt mai anevoioase, din cauza distanțelor mari pe care le-au destrăbătut. În Retezat mai sunt și zonele în afara Parcului Național, cum ar fi creasta de la, care se întinde de la Plaiu Mic până pe Godeanu, Scărișoara și se duce către Țarcu, începe să fie foarte frecventată, dar distanța de la noi și până la punctele respective este foarte mare și atunci intervenții sunt de lungă durată. În aceste zone, operațiunile de salvare sunt îngreunate și de lipsa semnalului și tocmai de aceea salvamontiștii recomandă folosirea traseelor marcate, aflate în area de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă. Pentru cei aflați pe traseele marcate, în caz de necesitate, există o aplicație telefonică, inclusiv cu buton de panică, apelabilă la numărul 0 Salvamont.